Am decis recent să iau mai în serios siguranța mea personală. Sunt femeie și am 25 de ani. Acum 2 ani când era iarnă, soțul meu mi-a făcut cadou de ziua mea un pistol de 9 mm. Mi-a dat același model ca al său, pentru că eram obișnuită cu genul ăla de armă. Fiindcă am crescut în partea de sud a Statelor Unite, acolo armele sunt un lucru total normal, așa că părinții mei mă duceau săptămânal la tir să trag cu armă și să mă antrenez. Acest lucru s-a schimbat când m-am mutat cu soțul meu o parte de nord, mai exact în Alaska. După cum ziceam, locuiesc cu soțul meu și cei doi copiii noștri, la cam 20 de minute de un oraș mai mare din Alaska, într-o cabană micuță, dar confortabilă. Cabana este acoperită în mare parte de copaci, dar avem și vecini, cei drept la o distanță un pic mai mare față de cum ar fi vecini în mod normal. Fiind o comunitate destul de mică, cam toată lumea cunoaște pe toată lumea și suntem destul de familiari unii cu ceilalți. Într-o dimineață răcoroasă, pe la mijlocul lunii octombrie, am găsit un pachet de Marlboro gol și mototolit, alături de mai multe chiștoace de țigări împrăștiate în fața casei noastre. Lucru ciudat, ținând cont că niciunul dintre noi nu fumează. Pe lângă acest lucru, niciunul dintre vecinii noștri nu cred că este fumător și nici nu am avut pe nimeni în vizită în perioada respectivă. Prima explicație plauzibilă care ne-a venit în cap a fost că poate era cățelul nostru de vină. Poate a scotocit pe alții prin noi dar nu prea avea niciun sens. Parcă erau prea bine aruncate ca să pară pur și simplu o joacă a câinelui nostru. În fine, am dat din numeri și am ales să nu băgăm de seamă. Cine știe ce dubios a fost prin zonă, doar în trecere, nu știu. La câteva zile distanță, de la acest incident, eram singura acasă pentru că aveam liber și eram în pijamale, bucurându-mă de o cafea caldă, gândindu-mă la ce am de făcut prin casă în ziua respectivă. Cățelul nostru era pe afară și la un moment dat mi-a atras atenția când a trecut în fugă pe lângă geamul de la bucătărie. După, s-a oprit pe strada din fața casei noastre, într-o poziție oarecum ciudată și cu o privire fixă pe ceva. M-am uitat la ce anume s-a oprit și am încremenit când am văzut. Vis, vis de casa noastră era pădure și erau cam 20 de metri între casa mea și pădurea respectivă. Pe strada dintre pădure și casa mea era o femeie. Primul lucru care mi-a sărit în ochi erau mâinile sale. Parcă le ținea invers decât cum ar fi normal și avea niște mănuși de cauciuc portocaliu. Știți voi, genul ăla de mănuși pe care le poartă electricienii. Apoi am observat restul de lucruri ciudate legate de acest personaj interesant. Avea părul negru și drept, purta o pereche de blugi negri murdari și un tricou cu mânecile tăiate strâmb, sau mai degrabă rupte, dacă mă gândesc mai bine acum. Femeia stătea în spatele unui teanc de bușteni, cu capul înclinat pe spate și cu ochii închiși de parcă visa, sau nu știu ce să-i zic. M-am blocat. Creierul meu nu știa ce să facă. Îmi aduc aminte că stăteam acolo și mă uitam la femeie cum se unduia în mișcări ciudate și compulsive, care mi-au adus aminte de felul în care o pisică face când îi vine să vomite. Mi-am luat telefonul de pe masă și mi-a sunat soțul de două ori, dar din păcate nu mi-a răspuns. După, m-am gândit să o filmez pentru a documenta acest eveniment cu adevărat bizar, dar mâinile întremurau de frică și nu prea mă ascultau. După câteva momente în care eram total indecisă de ce anume să fac, l-am văzut pe cățelul meu cum s-a apropiat de femeie cu o oarecare curiozitate. Cățelul parcă făcea un dans ciudat de înainte înapoi, într-o poziție pe jumătate curioasă, pe jumătate prudentă. Mintea mea gândea la toată capacitate, dar ce anume să fac? Să o filmez? Să ies afară și să o confrunt? Să mă duc până la și să-mi scot pistolul? dacă e și în armată. Pe ce fel de droguri este? Mi-am dat seama că nu vreau să se apropie cățelul meu și știam că soțul meu ar fi total dezamăgit dacă ieșeam să o confrunt pe femeia aia afară, neînarmată. Nu am avut timp să-mi pun pantalonii cu tocul de pistol și nu am vrut să escaladez această situație pentru că am decis să-mi flutur în fața ei pistolul meu. Toate aceste gânduri mi-au trecut prin cap în succesiune rapidă, timp de câteva secunde, în timp ce mă agitam prin bucătărie. Cățelul meu s-a apropiat și mai mult de ea și atunci m am hotărât că trebuie să fac ceva în privința acestui lucru. Mi-am lăsat telefonul pe pat și mi-am scos pistolul din safe. L-am scos din toc, m-am verificat să văd că este încărcat și că am un glonț pe țeavă. Am pus buna ferm pe trăgaci și m-am îndreptat spre ușa din fața casei și am deschis-o. Am ieșit doar pe jumătate din casă, cu mâna dreaptă, ascunsă în spatele ușii. Nu mai mi-amintesc exact dacă am urlat după cățelul meu să se întoarcă sau am confruntat-o pe femeie mai întâi, dar cred că am chemat cățelul în casă mai întâi. Știu că nu m-a băgat în seamă primele două dăți când l-am strigat, dar a treia oară a fost cu noroc și s-a întors la mine în casă. După, am strigat spre femeia din fața casei mele. Doamnă, ce faceți aici? Femeia și-a ridicat ochii spre mine, cu o expresie ușor surprinsă și mi-a răspuns la întrebarea mea cu un nimic sec. Am zis, ok, sunteți pe proprietatea mea și vă comportați tare ciudat. Am fost ușurată când am văzut că nu dă de asemenea să pară violentă sau să caute scandal. Apoi s-a oprit pentru un moment din dansul ei ciudat și mi-a spus, mă duc la casa lui Joe. A, ok, unde e casa lui Joe? Am întrebat eu încercând să-mi fac o idee de unde a apărut. Femeia a arătat spre casa mea și a zis, asta e casa lui Joe. Am răspuns ferm și răspicat. Nu, aceasta este casa mea, nu a lui Joe. La care femeia din pădure și-a plecat capul și mi-a zis Ok, o să plec atunci. După, femeia a început să adune niște obiecte de pe jos, pe care nu le-am observat până în momentul acela. Femeia a ridicat ceea ce arăta ca o bandană roșie, un pulover gri și după câteva secunde în care o urmăream, am văzut-o cum își pune niște cizme de piele în picioare. După, a plecat spre pădure, moment în care am închis ușa și m-am repezit să-mi iau telefonul din casă. Am reușit să o filmez, plimbându-se în zigzag pe strada dintre casa mea și pădurea noastră. Ulterior, după ce am urmărit clipul împreună cu soțul meu, am reușit să văd mai multe detalii care mi-au scăpat prima dată când m-am uitat. Cum ar fi? Faptul că purta mai multe tricouri pe ea, toate cu municile tăiate, faptul că avea o mână întreagă tatuată și o șapcă de baseball întoarsă pe cap, aceasta a fost prima mea situație de când mă știu în care am apelat la arma mea de foc. Deși am permis de portarmă, nu am crezut că o să am nevoie de el. Dar sunt fericită că m-am obținut în a face cerc și mi-am amintit antrenamentul meu și cum să mă comport într-o situație de genul ăsta și într-un final am reușit să calmez situația fără a mai enerva sau a face ceva pripit sau nesăbuit. Mă rog, în seara aceea am postat clipul meu pe grupul local de Facebook. Spre surprinderea noastră, niște vecini imediat au răspuns la postare și ne-au trimis niște poze făcute din curtea lor cu niște haine lăsate de această femeie. Vecinii noștri s-au plâns că și lor le-a zis că îi caută casa lui Joe, dar nu aveau alte informații legate de asta. Am decis a doua zi să verificăm pădurea pentru a vedea dacă se ascunde acolo sau ceva de genul ăsta. Doar înainte de asta am decis să căutăm fiecare în curtea lui. După o căutare amănunțită, am găsit un fel de păpușă făcută din crengi în magazia mea. La fel și vecinul care ne-a răspuns la postare. Mai târziu în acea zi, am mers în pădure să o căutăm pe această femeie și nu am găsit-o. În schimb, am găsit unde și-a făcut un culcuș, ca să zic așa. Acolo am văzut mai multe lucruri pe care le-ar folosi un vraci. Asta, combinată cu păpușile găsite, am ajuns la concluzia că femeia făcea cine știe ce vrăge asupra noastră, sau nu știu. Nu ne-am mai întors acolo după, dar nici nu am mai văzut-o pe femeie de atunci. Așa că nu știu dacă era doar sub influența unor droguri, erau vrăjitoare în tot sensul sau pur și simplu nebună, dar mă bucur că nu am aflat nici până ziua de astăzi.